Viitorul a mii de angajați de la Olkim va fi decis peste câteva zile, vineri. Societatea va fi scoasă la licitație. Azi, premierul i-a liniștit pe angajații pregătiți să iasă din nou în stradă. Le-a promis că va accepta o ofertă care să le asigure în continuare locurile de muncă. De la o zi la alta, tensiunea crește, iar muncitorii sunt pregătiți de noi proteste. Oamenii se tem că nu va mai trece mult până când vor fi disponibilizați. În primul rând, trebuie să avem stabilitate, siguranța locului de muncă. Și dacă se acordă un capital pentru a reporni fabrica, totul va fi bine. 3800 de angajați Olkim și încă 600 preluați de la Arpechim stau cu sufletul la gură. De două luni nu mai au nimic de muncă și tot de atunci nu și-au mai primit salariile. Vestea că societatea va fi privatizată i-a pus pe gânduri. Să nu dispară județul Vâlcea, să fie exact ca și Valea Jiului. Finanțare, nu știm cu ce resurse, de unde, să începem să repornim activitatea. Pentru că dacă nu pornim din secțiile productive, să avem ce vinde, să avem produs finit, nu vedem de unde vor veni acești bani, în primul rând, pentru salarii. Noi vrem pornirea instalațiilor pentru a ne asigura locurile de muncă și implicit câștigarea salariilor restante sau cele viitoare, dacă putem munci în continuare. Mai multe societăți românești, dar și o companie rusească, au depus ofertele pentru preluarea companiei. Una dintre ele este exotică, iar cealaltă trebuie verificată din punct de vedere al potențialului financiar. Licitația va avea loc vineri și nimic nu o mai poate amâna, spune premierul. Nu vom accepta niciun fel de ofertă care presupune pierderea locurilor de muncă și, practic, dezmembrarea Olkimului. Așteptăm un capital să putem să pornim. Este singura noastră doleanță. Să pornim odată, să nu mai stăm așa tensionați. În cazul în care niciunul din cumpărători nu va garanta un viitor mai bun pentru Olkim, societatea va intra în administrarea statului pentru o perioadă până la o nouă ofertă.